Din păcate, și eu sunt de acord cu ce s-a spus în această seară la Capricii. Lui Dima i-a lipsit motivația pentru a rămâne în această competiție, iar dumneavoastră puteți să interpretați asta cum vreți, însă este clar că el nu era atât de implicat în această relație precum e Sabrina, motiv pentru care a și ales să insiste pe această direcție, cumva și-a dorit foarte mult să părăsească casa. Am văzut foarte multe comentarii în online că el de fapt chiar asta își dorea, să plece singur din casă și nici de cum să rămână împreună până în marea finală, pentru că era astfel cumva constrâns sau se simțea presat să o ia pe Sabrina de soție și el de fapt nu și-ar fi dorit acest lucru cu adevărat, așa cum susținea. Eu personal am văzut același lucru și am spus asta de foarte multe ori, de câte ori s-a discutat despre relația lor și s-a adus în prim plan acest lucru. Am spus că Dima este mai mult pe declarații de imagine și probabil și-a dorit foarte mult expunerea în această emisiune. Nu l-am văzut implicat în relație, nu știu dacă într-adevăr sentimentele lui au fost sau nu au fost reale față de Sabrina, dar ca un observator și urmăritor fidel al acestei emisiuni și a diferitor tipologii de oameni care au trecut prin această emisiune, cam acest lucru l-am observat și eu.